seara și bine ați venit la Profo Online cu exerciții de matematică. Testul... Olimpiadă. Olimpiada la matematică, clasa 4, faza pe școală. Olimpiada. Clasa a 4. Faza pe școală. Faza pe școală. Da. Subiectul numărul 1. Calculați. 10 minus 10. Calculați. 10 minus 10. Împărțit la coladă. 1 plus 3 ori. Paranteză pătrată. Paranteză rotundă. 57 minus 60. Împărțit la 4 ori 2. Nu țineți paranteza, domn profesor. Așa. Împărțit la 4 ori 2. După 2. Ori 2. Da? Acum închideți paranteza. Împărțit la 3. Închideți-o și pe cea pătrată. Minus 270. Împărțit la 10. Închideți acolo. Păi, da. Că mai știu că tot vedeam. Vedea 0. Egal. Nu contează. Nu. Vedem. Îl vreau pe... Davide. Să mă ducă echișul ăsta. Atenție, mă redactez. Eu redactez și tu, da? Și spui... Atent, tot. Te rog. 10 minus 10 împărțit la acolo 1 plus 3 ori paranteză pătrată paranteză rotundă 57 minus 4 plus 60 15. Așa, 15 ori 2 în paranteză, nu? Da. 15 ori 2. Împărțit la 3. Paranteză pătrată. Minus 27. Așa. Chide paranteza acolo. 10 minus 10. Împărțit la acoladă. 1 plus 3 ori. Împărțit la acoladă. Aici, da. Paranteză rotundă. Paranteză rotundă. 57 minus 3, 10. 57 minus... 27. De unde este 27? Pentru că 50 și 7 minus 30 egal cu 27. Deci spun aici 27 împărțit la 3 și închid paranteza. Minus 27, închidem colada. Da. Egal cu 10 minus 10 împărțit la acolada. Plus 3 ori. 3 ori stați 9. Da. Minus 27. 3 ori 9, minus 27. 10 minus 10 întorsit la acolo 1 plus 27 minus 27. Da. 10 minus 10 întorsit la acolo 28 minus 27. Adică 1. Da. 10 împărțit la 1. 10 la 1. Egal cu 10. Minus 10. 10 minus 10, 0. Asta. Ce crezi tu, Davide? Ce capcane a avut eghișițiul ăsta? Ce a avut autorul care a propus eghișițiul ăsta? Ce a vrut să vadă? Ce a urmărit? Paranteze. Execuția, ordinea efectorii operațiilor și a parantezilor. Deci ordinea efectorii operațiilor din paranteză, adică fac paranteza rotundă și... Dar în paranteza rotundă. Întâi fac împărțirea asta și când înmulțirea, da? În ordinea împărțirile. Operațiile de același ordine, împărțirile și înmulțirile, se fac în ordinea care există. Aici eu vreau să punctez. Dacă aș fi vrut să fac un exercițiu și mai dur, la 60 acolo, aș fi zic 60 împărțit la 2, și împărțit la 5. 60 împărțit la 2 și împărțit la 5.
Pentru că dacă cumva spui 2 împărțit la 5, nu, atunci se fac așa. A, să fie... Să fie posibil, dar să vedem. 6 împărțit la 6 împărțit la 2 împărțit la 2. Așa. 2 împărțit la 2. Și dacă tu faci 2 împărțit la 2 face 1, și spun 60 împărțit la 1, deci nu respecti ordinea în care apar, ai fi dat un răspuns prost. Sau ar fi putea spus 60. Pe când 60 împărțit la 2 egal cu 30, 30 împărțit la 2 face 15. Corect. Asta este corect. Iar cei care nu se prind și nu știu că operațiile de același ori se execută în ordinea în care apar ele ca poziție și zici, hai să fac mai întâi 2 împărțit la 2. Împărțirea nu e asociativă, adică nu le poți asocia cum vrei tu și cum se face. Înmulțirea ta este asociativă. Deci dacă aș fi avut 2 ori 3 ori 4, insist pe treaba asta, că poți asta este ori esențial. Poți să 4 ori 3. Poți să fie, fac 2 ori 4, ori 3 ori 4. Ori 3. Da? Și poți să le schimbi și poziția. Poți, la mulțire ai voie să le și asociezi, să și le comuți. Le schimbi poziția între ele. Pe când la împărțire, atenție, la împărțire, scrim așa, vreau să scrieți chestia asta și să scrieți că împărțirea repetată, împărțirea repetată, adică de una după alta, se execută în ordinea în care apar operațiile acelea. De la unde? De la dreapta. De la stânga spre dreapta, pardon. Cum apar în ordine de la stânga spre dreapta. Este esențial lucru de... Împărțirea repetată, se execută în ordinea în care apar în ordinea în care apare împărțirea de la stânga la dreapta. De la stânga la dreapta. În paranteze. De la stânga la dreapta, adică despre stânga spre dreapta. Dacă sunt 3 operații împărțiri, de la stânga spre dreapta, în ordinea în care apar acestea. Da? Asta am vrut să spun. Și ca un lucru demn de reținut, este și acest lucru, nu este comutativă împărțirea și nu este asociativă, adică nu îți permiți tu să schimbi locurile acolo. Unde îți permiți să schimbi locurile și să faci ca poziții și să faci? La înmulțire. Notați. 2 ori 3 ori 4. 2 ori 3. Dar, de exemplu, la împărțire, dacă am paranteze, cu ce eu să fac distributivitatea? Numai parantezele vin cu restricții, da? Da. Putem să facem distributivitatea la și la înmulțire și la împărțire. Atenție. Dacă ar fi fost împărțire așa... Da, 60 împărțire. Ne obliga la să faci 2 împărțire la 2, da? Dacă aș fi făcut 60 împărțit la 2, apoi împărțit la 2, împărțit la 60 ori 2. Ce am eu cu tine o treabă? Nu mă las să duc ideea la punct, la capăt. Eu început să-mi pun chestii. Te rog mult să ai grijă de asta, Daria, da? Deci cu ce am început să mă? Înmulțirea este asociativă și comutativă. Este asociativă și comutativă. Înmulțirea este asociativă și comutativă. Foarte important, numai înmulțirea, fără ca să întâmple același lucru la împărțire. Da. Așa cum ne-am obișnuit. Ce frumoasă e înmulțirea. Da, deci așa cum ne-am obișnuit. Punctăm lucrurile esențiale. Deci am vrut să spun așa, că dacă învățătoarea sau cel mai compus exercițiu avea grijă să vă întindă o capcană și mai mare, sau să întindă capcane ucigașe pe parcursul exercițiului, ar fi întins tot felul de 2-3 împărțiri. La una punea paranteze, la o altă împărțire nu punea paranteze. De regulă nu pun paranteze ca să prind eu pe copii în capcană. Că pe ei aș fi prins ușor. Făcea 2 împărțiri la 2, deci să mă chinui eu.
De ce să mai chinui eu să fac 60 împărțit la 2 și până să-l împart pe rezultat la 2? Mai bine fac 2 împărțit la 2 și face 1 și îmi convine că 60 împărțit la 1 face 60 și am făcut treaba deșteaptă, ți-am mărit ritmul. Da? Atenție multe, capcane de astea pot să fie. Exercițiul numărul 2, determinați valoarea lui N din egalitatea. Determinați N din? Egalitatea. 3 plus acoladă. 3 plus acoladă. 4 ori, paranteză pătrată. 2 plus, paranteză rotundă. 6 plus N. Închideți paranteza rotundă, împărțit la 3. Închideți și paranteza pătrată. Minus 17. Închideți acolada. Da. Ori 7. Egal cu 24. Aici a greșit, David. Nu, Davide? Da. Zic, domnule profesor. Aici am greșit. Și vei că ai greșit, Davide, vreau să și conduce greșitul. Da? Deci, hai să vedem echivalent cu. Acolada. Da. 4 ori. Paranteză pătrată, 2 plus, paranteză rotundă, 6 plus I, împărțit la 3, paranteză pătrată, minus 17, din acolada, ori 7, egal cu 24, minus 3, echivalent cu 21. Face 21, da? Nu e echivalent, egal cu 21. Da. Egal cu 21. Și atunci? 4 ori, cu paranteză pătrată, 2 plus. Dacă ai zis egal cu 21, Davide, atunci văd că vrei să rescrii încă o dată greșițul, da? Nu, da. Nu, continui. Continui? Adică zici echivalent, abia acum zici echivalent. Deci după ce ai zis egal cu 21, zici echivalent. Vrei din nou, de la un capăt, da? Echivalent, important. Cu 4 ori. 4 ori. Paranteză pătrată, 2 plus 6 plus minus. Da. Împărțit la 3. Da. Minus 17. Da. Egal cu 21. Ei. Împărțit la 7, deja am greșit. 21 împărțit la 7, adică n-am mai împărțit, nu? Cu ori. 21 ori. 147. Da, vede. Hai să înțelegem acum. Slăbiciunea ta a fost următoarea. Că puteai să-ți închipui că asta, paranteza asta dreaptă, este un M și ar fi avut M, sigur că da, M ori 7, egal 21. Și la momentul acesta nu mai greșeai. M ori 7 egal cu 21, un factor al înmulțirii înseamnă rezultatul împărțit la celălalt. Nu? Deci M egal cu 21 împărțit la 7, nu. Așa cum ai spus, M egal cu 21 ori 7. Dacă ar fi fost împărțire, Davide. M-am gândit că ăla e mai mare și fac așa. Dar uite-te, vezi? Acum noi discutăm ca prieteni ca să nu mai facem altă dată greșiri. Greșeli. Deci, Davide, teorema împărțirii, dacă ar fi fost împărțit, teorema împărțirii corespunde de împărțitul el egal cu împărțitorul 7 ori câtul 21 plus restul care nu mai este. Deci numai dacă ar fi fost împărțit de împărțitul, egal cu împărțitorul oricâtul. Dar fiind de înmulțire, cum a fost la tine, ai cei doi cât ori cât să facă 21. Unul din ei este egal cu 21 împărțit la 7. Nu mai încape discuții. Deci ideea asta că tu l-ai văzut pe ăsta mai mare înmulțit cu 7 egal cu 21 și că ai zis că ăsta ar fi 21 ori 7 este o mare greșeală pe care nu a putut o trece cu vederea nici o clipă cel care a corectat atâta vreme cât aici n-ai înțeles un lucru, că la mulțire, uite, vezi, 2 ori 3 egal cu 6 înseamnă că 2 egal cu 6 împărțit la 3 sau 3 egal cu 6 împărțit la 2. Produsul a 2 factori face atât. Oricare din ei este rezultatul împărțirii, rezultatul mulțirii împărțit la celălalt. Lege. Deci nu ai, n-ai cum să îmi confuz. Asta înseamnă așa, că în timpul discuției noastre au fost momente când n-ai sesizat
cât de important este momentul acela când este înmulțire și când este împărțire. Da? Am făcut-o, dar atenție. De aceea, Cristina, de aceea am introdus ideea asta. Că refăcând acasă toate filmele din cursul săptămânii acestea, este o șansă imensă. Cum credeți voi că ceea ce mi-a venit în mintea cu 20 ceva de ani, filmarea, în care am crezut cu toată ființa mea, că acesta este momentul când se produce revoluție în tehnologia de date. Pentru că în scris nu pot prinde toate cuvintele. Nu pot. Dar în film tot ce am spus eu, ca explicații, ca și tot. Efortul meu nu poate să nu atrag atenția. Și atunci, insistența mea de 2 mâuri, 7 egal cu 21 și exemplul care l-am dat, el nu le-a scris acum. Dar în film sunt. Și atunci, refăcând încă o dată, dar nu îi trag atenția când a scris. Atenție, eu trag atenția faptului că anumite lucruri care, pentru moment, pentru el, nu sunt atât de importante, se găsesc în film. Și de aceea filmul trebuie revăzut. Și trebuie revăzut că de acolo prindem foarte multe lucruri importante. Nu întâmplător am atras atenția și vă mă țin de cuvânt. Cei care nu-și fac treaba, deci care nu-și fac treaba, asta care am eu pusă în cap acum, nu-i primesc. Deci nu-i mai primesc la discuții. Și mă voi convinge în felul următor, seara asta, cu cei care, la care am spus, în felul următor. Spun, din filmele din cursul săptămânii, ce ți-a atras ție atenția? Adică trebuie să fie atras atenția. Asta. El se spune, domnul profesor, știți ce? Am descoperit o chestie. N-am fost atent când am fost în lecție, dar am descoperit această chestie care mi-a plăcut foarte tare. Deci ceea ce n-am descoperit la cei ce n-am prins în timpul lecției, am descoperit refăcând lecția. Asta vreau să înțelegeți. Deci, și neapărat părinții aceia care voi, că iată, aveți atâta dragoste, cum de fapt se întâmplă toți părinții, sub formă de joacă, stați lângă ei, dacă se poate. Hai să te aud, hai să văd și eu. Transmit acest mesaj, pentru că cei care nu sunt prezenți, nu transformați meditația asta ca una obișnuită clasică. Acea clasică e de mult apusă. Șansa pe care o au ei este imensă, că sunt actorii acestui moment pe care îl desfășor. Sunt actorii, pentru că pe prezența lor pe mine mă stimulează și eu reofac și insist pe explicații, dar trebuie să vedeți acasă, insistând pe filmele respective. Este esențial. Dacă nu s-a înțeles asta, înseamnă că n-am transmis mesajul care trebuie. O fac cei care sunt oriunde prin țară. Vă rămâiți ultimul film. Credeți să vă spun asta. Eram vineri. În mașină. Ăla e un mesaj extraordinar despre ce înseamnă cum de acolo, din Bistrița, Raul îmi pune întrebări și eu îi fac, știți, la volanul mașinii, am oprit într-o parcare, am scos laptopul când aveam camera mea și am zis, băi, filmez cu o mână și cu o mână lucrez. Da? Și dau răspunsul băiatului ăsta. Nu, atenție, ce risc mi-asum, că nu știu eu ce mă întreabă. Dar eu spuneam o problemă de făcut. La prima citire așa. La prima citire. Cum ne-ați obișnuit. Da. Așadar, mesajul este ăsta. De acolo, el acum are o șansă. Deschis calculator pe Prof Online TV și se uită și vede. Dar când o descoperi lecția pe pusă de așa pe YouTube, o vede odată, de două ori, de șapte ori, de câte ori vrea el ca să vadă, să înțeleagă. M-am întors în lecție. Am făcut așa paranteză ca să înțelegeți de ce este importantă partea asta. Aici, hai să ne întoarcem, David. Învățăm din greșeli, dar să nu repetăm greșelile. Asta vreau să se întâmple, să ne oprim aici cu greșelile. Deci, de ce rezultă? Că toată paranteza asta este 21 împărțit la 7, la 7, nu? Egal cu 3. Și atunci apare ce? 4 ori paranteză pătrată, 2 ori 3. Plus 17.
avem... E bine, dar profesor. Minus 17. Așa. Stați. Da, egal cu... Nu mai scrie minus 17. Nu mai scrie minus 17? Davide, eu aici... Doamne, profesor, unde v-ați... Pentru că am rămas într-un loc, unde nu... Și se cu 3, acolo. Am pățit cu 3 și vine 4 ori paranteza asta de dreapta, da, minus 7, e egal cu 3, da? Nu, egal cu 3. Egal cu 3, da. Așa. Egal cu 3 plus 17, da. Azi zice de dată, da? 17 egal cu 17 plus 3. Da? 17 plus 3. Bine. Echivalent cu, te rog, Davide. 4 ori paranteza cu 2 plus... 6 plus... Cine care vizează 2 plus 6 plus... Da. Împărțit la 3 egal cu 3 cu 20. Egal cu 20. Împărțim totul prin cât? Fiind iarăși o mulțire, Davide. Împărț. Împărț la 4. Ori împărțim ambii membri prin 4, ori spun că un factor egal cu rezultatul împărțit la 4. Da. 2 plus... Paranteza rotundă, 6 plus minus. Da, 6 plus la 3 egal cu 20 împărțit la 4. Adică egal cu 5, nu? Da, 2 plus 6 plus 1 împărțit la 3 egal cu 5. 2 plus 6 plus n, așa. 2 plus 6 plus n egal cu... Împărțit la 3, împărțit la 3. Împărțit la 3, egal cu 5. Echivalent. 6 plus n. Da, 6 plus n. Împărțit la 3 este egal cu 5 minus 2. Împărțit la 3 egal cu 5 minus 2. 5 minus 2, adică cât? Adică 5 minus 3. Și facem 6 plus n. Echivalent. 6 plus n. Egal cu 3 ori 3. 3 ori 3, vezi? Vezi? 3 ori 3. Nu zici 3 împărțit la 3. Este vorba de operația de împărțire și atunci, acum e bine, cum ai spus, făcut de altă lucrătă. 3 ori 3 și care înseamnă cine? 9. 9. Nu, egal cu 9 minus 6, 3. Nu, egal cu 9 minus 6, egal cu 3. Deci am răspuns că nu e egal cu 3. Ca să trecem în revistă, Davide, spunem așa. N-am fost decât să înțelegem. Capcanele negreșite s-au fost doar atât. M ori N egal cu ceva, cu un rezultat, cât, sau rezultat, să zicem așa, atunci oricare din ele înseamnă ăsta împărțit la ăsta. Deci M egal cu R împărțit la, rezultatul împărțit la N, sau, tot atât de bine dacă s-ar fi pus problema lui N, egal cu rezultatul împărțit la N. Da? Iar când am M împărțit la N, atenție, egal cu un cât, ei bine, de împărțitul M, egal cu împărțitorul N, ori câtul, plus 0. Deci teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Asta este șmecheria care trebuie să o țin bine în minte. Da? Deci când am împărțire, atunci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Da? Iar când am un produs egal cu nu știu cine, oricare din ei este rezultatul împărțit la celălalt. Am făcut probe de astea. Deci atât a fost aici. Deci ca dificultate, să zic. Doamne profesor, da. Am putea să trecem la... Nu, îl facem pe tot, mami. Da. Ca Daria, să avem o... Uite, Daria. Îl facem pe tot. Mințim? Da? Nu putem să mințim. Trebuie să toți copiii vor să vadă. O să vadă testul. Doamne profesor, îmi promiteți ceva dacă vreți? Da. Zic, te rog. Pot să fac eu acelea de la ultimele două? Să-l faci să tu? Să le fac eu pe ultimele două. David, ai mai greșit la celelalte? Acum, pe tine. Ultima. Știi de ce? Vreau să discut cu el, Daria. Să ne unde mai greșit ca să... Nu te super, dar da, nu te supără, nu. Tu fă toate greșiți până la capăt ca să... Domn profesor, m-am certat la ultima problemă, m-am certat cu o colegă, că nu înțelegea. Să vedem. Vrei să te întreb ceva? Apropo, cu drag m-ai întrebat pe mine, să te întreb ce cu drag. A luat cineva 100 de puncte? Mm-hmm. Punctajul maxim mai ai tu? Da. Ea 98 și un copil 90. 98, 90. Ce frumos are sus. 100 și până 90.
Deci eu sunt... Da, de aia 100 a văzut. Da, am înțeles. Da, e vina ei, nu... Da, sigur că da. Așa se întâmplă. La faza națională, fica mea, am mai spus odată, a zis triunghiul, cu creierul scris triunghiul și cu... A, B, C, da, și da? Cu B. Și când cu pixul, exact. A, B, și aici cu pixul, cum se întâmplă, fuge, l-am mai desenat pe corect. Partea și a rămas până. Și a rămas scăzut. Bineînțeles. Ăsta, nu înțeles. Așa și e. Da? Calculează triplul numărului de forma ABC știind că... Asta nu știu. Deci triplul lui... numărului ABC, a, de forma B, ABC, știind că... Știind că... Aur 4... Să facem pe ultima. Stai puțin puiure, că facem ca să fie complet subiectul, da? Așteptați, aur 4... Știind că... A ori 4 egal cu 84 împărțit la 7. B ori 2 egal cu 60 împărțit la 10 ori 3. Ori 3, da. Da. Și C egal cu... A plus B, într-o paranteză, împărțit la 2. Așa. Acum, da, fiindcă tu l-ai făcut perfect și tu, Davide, atunci o lăsăm de Daria, scot. Da. Deci, A, A ori 4 va fi egal cu, va fi egal cu 12. Deci, da. A este egal cu 12 împărțit la 4 și A este egal cu 3. B va fi egal cu... 18 împărțit la 2 și B va fi egal cu 9 și C va fi egal cu... Deci o secundă. B ori 2 egal cu? B ori 2 este egal cu 18 și B egal cu 18 împărțit la 2, care de 9. Dar din unde ai dat 18? Nu știu eu. 60 împărțit la 10, 6 ori 3. Aaa, executăm în ordine. 6 ori 3, 18. 60 împărțit la 10, 6 ori 3, să înțeleg și eu, că devem cele mai greu. Egal cu 18. Și atunci B egal cu 18 împărțit la 2 și B egal cu 9. Și atunci C va fi egal... Hai să simt să spui domnul. Da. Și C va fi egal cu 3 plus 9 în paranteză împărțit la 2 și C va fi egal... Și egal cu A și B, adică 3 plus 9. Adică, da. 3 plus 9 tot împărțit la 2. Și, împărțit la 2, da. Și este egal cu 12 împărțit la 2 și este egal cu 6. Și atunci, 3 ori 396 este egal cu... Și aici a greșit ea. Hai, lasă-mă. A scris 1288 și era 1188. Nu mai făcut tare, hai să spui eu. Deci 3 ori 6. 18, 8 scriem, 1 reținem. 3 ori 9, 27 plus 1, 28. 3 ori 3, 9 plus 12. Plus 2? Plus 2, da, plus 2, 12. Era 11, domn profesor. Da. 11, să scrie. Și 1188. Să vedem dacă nu... Da, profesorul ne gira. Dacă aș fi pus 12 sau 11. 3 6, 18. Nu știu cum ai putut face. 3 ori 9, 27. Cu 28. Da, și cu 28. 3 ori 3, 9 și cu 2... Și cu 2, 12. Dar 12. Uite, să o treci pe nepoțica mea, Maria, dacă așa se întâmplă. Dacă nouă și cu... Să nu o trebuie, nu? Da, bine, nu o să... Mă sfârșit. Spun asta că acum am fost la ea și am făcut chestia asta cu ea, are 6 anișori, și am făcut cu adunarea de peste 10, spunându-i că, uite, ai un 8 și ai un 3. Ori tu ai mare efort, îl faci ca să faci 10-le, dar și prea mult. Nu-i nimic. Rupe-l pe 3 în 2 și 1. Că ea vrea pe 2, dar n-am 2. Bubule, n-am pe 2, că 2 îmi trebuie. Mi-a trebuit să ce 2 ca să fac 10-le. E prea mult 3, nu pot face. Nu pot. Și atunci hai să facem 3-ul deoparte, să vedem cum s-ar putea, din câte bucăți. Așadar, această tehnică, dacă se face de timpuriu, cum spunea David, eu când fac adunarea, îmi completez pe 8 cu 2 din 3, la 10, 10 da. Și am făcut 10 și cu 1, 11, da? Așa și aici, Daria, cu mult calm și n-ai mai revenit odată pe ieșițiul. A fost lungă, tare, uitați, i-a redactat, a scris frumos, nu i-a rămas timp, a redactat frumos. Mi-am dat și târziu.
Deci da, a dat ultima. Și, da. Deci... A fost mult așa de scris, a scris, văd și frumos, dar... Da, nu se poate. Oricum, acum, acum s-au schimbat regulile. Alea 10 puncte de obiceiuri, primeai dacă scrii frumos și atent. Deci, mă scuzați. Și asta contează. Ăsta a fost subiectul numărul 1 de 30 de puncte. Da. Acum trecem la subiectul numărul 2. Da. Tot 3 sub puncte are. Deci subiectul 1 a fost de 3... 30 de puncte. 30 de puncte, da. Subiectul 2. Subiectul 2. Câtul a două numere este 6, iar restul 21. Poți să spui din nou? Deci A câtul a două la B este 6, iar restul 21. Restul iar. Deci este așa și restul egal cu 21. Știind că suma dintre de împărțit și împărțitor, cât și rest, este 328. Deci A plus B. Plus cât? Plus rest. Plus 6 plus 21. Este 328. Să se afle numerele. Păi ce o să fac, vă rog? A și B egal. Dar de cum ai făcut-o pe asta? La care mi-ai greșit? Am greșit la ultima. A, la ultima? Mai la ultima. E David. Hai să lăsești pe David. Hai să vedem și pe David. Hai să vedem. Să vedem. Da, atunci eram o împărțire corect. Corect. Ce zici? A egal cu? Cu B o 6 plus 21. Vreau 6 plus 21. Și acum mă locuiesc. Vreau 6 da, plus... Nu. Plus 21. Deci vreau 6, ai înlocuit pe A deja. Da. Deci de aici rezultă că vreau 6 plus 21, am înțeles că e A-ul, l-ai pus aici, da, vede? Uh-huh. Plus mai B. Departe, zic, plus B. Plus B. Plus? Plus 6, plus 21. Cam 6, 21, cât faci? 27. Plus 27. Da, plus 27. Deci deodată zice, da? Plus 27. B ori 6 plus 21 plus B. Plus 3, e egal cu 328, nu? Așa trebuie să fie, egal 328. Da. Așa trebuie să scrie, da, frate. Echivalent. Vezi cum tot egalitate, o zic în echivalent. Dacă spui egal, egal acolo, nu înțeleg nimic și tai el. Corect. Da? Și atunci vine B-ul 6 sau 6B plus B-ul ăsta. Cât de alt e B-ul? 7B. Plus... Plus, Davide. 40. Tudor. Zi. B-ul 7 plus... Plus cât? O să mă sun urmă, domn profesor. Hai să mă sun. Plus... Zi, dar B-ul 7 plus 21. Și cu 27, 21 și cu 27 face 48. Scrie-o. Eu am terminat. Plus 48 egal cu 328. Echivalent. Și o să faceți 32. Dar ce 7B plus 48? Pentru că 6B și cu un B. Da, nu înțeleg. O să fie 7B da, deci plus 48. 7B plus 21 egal cu 328 minus 27. Cu 328 minus? 67. Tot n-am înțeles. Așa, deci, doamna... 328 minus 7, am înțeles și eu și n-ați înțeles dumneavoastră? Păi, de ce minus 7, mă? Doamna, stai! Doamna, profesor, eu am 7, acolo am 7B plus 21 plus 27. Și atunci putem să spunem că 7B plus 21 este egal cu 328 minus 27. Și în 7B plus, 20, plus 21 este egal cu 301. Și atunci 7B este egal cu 301 minus 21, care ne dă să ne dea 280. Da. Ce știți, domn profesor, vă zice că trebuia să le adunați pe 27, care dă 48. Deci ai pierdut timp, doi pași. S-au pierdut timpul aici. Da, Daria. Deci, bună oară când a scris aici. Eu am refuzat să cred că 6 și cu 21 ne aduni tu. Exact, așa și aici. Cu 6 plus 21, exact. Scrie atâta. De ce pierzi timpul? Și tu la fel. Dragilor, se lucrează contra cronometru, exact. Nu-ți permis să pierzi timpul, aiurea. De ce nu l-ai adunat? Așadar, 6B plus 21 și 27 face 48. Și atât vine, da, 7 plus 48, așa. De unde acum? Da! Da, 7B este egal cu 328 minus 48,
De unde rezultă că 7B este egal, scădem aici 0. Vă dă 280. 280. Și că B este egal cu 280 împărțit la 4 și facem 40. Da. Ei, dragilor, căutați să exploatați în fiecare moment la maxim timpul. Nu irosim timpul. Cum? Să scriu așa că să mă aflu scris, să fie frumos și redactat multe relații. Dar ea, îți rămânea timp să te întorci să vezi înmulțirea acolo. Asta spun eu ție. Adică, măi, copiii, corect că vă adunați întâi. Dar de unde știați că mă duc direct la înmulțire? Nu rămânea mie timp să le vezi. Păi asta să răspund eu ție. Că în condițiile în care n-ai fi rosit timpul, le-ai fi verificat pe toate. Deci subiectele nu au fost fantastic de grele și atunci puteai să... Găseai tu, dacă... Mergeai pe varianta. Adică 21 plus 27 acolo copii adunate un profesor ca până în 48. Dar nu contează, este la fel, măi copii. Eu nici nu scriam asta. Da. Eu ziceam A plus B plus 21, după aceea ziceam 27, rămânea A plus B egal cu 321. Egal cu 328 minus 27. Păi, dar profesor, eu așa am făcut. 27, corect. Dar profesor, așa. Eu așa am făcut. Bun, da? Bine. Deci aș fi scris relația asta A plus B egal de la bun început cât vinea? 301. Și înlocuiai. A egal cu A, de dedesubt, da, exact. Egal cu 6B plus 21. Așa era, da, mai ușor. Nu-l lasă acolo să scrii lăbărțat, să fii lălăită treaba și pe în timp. Deci ați aflat pe B și acum și pe A, domnul Zorbea, da, ca să trecem la 40. 40 ori 6 plus 21. Deci A egal cu 40 ori 6 plus 21 și 6 ori 4, 240 plus 21 și face 261 și asta este răspunsul corect. Al doilea exercițiu, deci la subiectul 2. Imediat. Trebuie să facem așa. Produsul a două numere, A și B, este 2540. Deci A ori B... Scrieți, copii. A ori B egal cu... 2540. 2540. Iar produsul dintre A și B plus 5 este... A înmulțit cu B plus 5, de aceea pun în paranteză. Este 2545. Că așa mi s-a spus, A dintre A și B plus 5. Da, este 2545. 2545. Aflați numerele A și B. O să o fac eu văd? Da. Dar o tine o secundă. Vreau să înțelegeți formularea. Produsul dintre A și B este atâta, iar produsul dintre A și B plus 5. Când și B plus 5 mă, da, obligă pe B plus 5 să pun paranteză. Așa, dacă spuneați numai A și B plus 5 pe urmă, plus 5 pe urmă, ar fi fost greșit. Dacă mi-ai intonat bine. Da, așa. Dacă nu mi-ai intonat bine... Da, așa, domnul profesor, da? Așa. Bine. Oricum, și facem distributivitatea și spunem că A ori B plus A ori 5 este egal cu 200, este egal cu 2400, da? 2545, mă scuzați. Și atunci de eu pun A ori B la A ori B și o să spun că 2540 plus A ori 5 este egal cu 2545. Deci A ori 5 este egal cu 2540 5 și A este egal cu 40 plus A ori 5. A ori 5 egal cu 2000. Este egal cu 2545. A ori 5 este egal cu 5. Și atunci A este egal cu 5 împărțit la 5. A este egal cu 1. Și dacă A este egal cu 1, așa rezultă că B va fi egal cu 2540. A fost grea. Sigur că da. Dar foarte mulți s-au blocat pentru că nu știau distributivitatea. Al treilea subiect. Suma a trei numere este 1988. A plus B plus C egal cu? 1988. Să se afle numerele știind că dacă împărțim al doilea număr la primul, obținem câtul 3. Deci B împărțit la A. M-am notat noi. Deci al doilea număr la primul, obținem, da, câtul 3. Egal 3. Da. Iar dacă împărțim pe al treilea la al doilea? Dacă C împărțim la B? Obținem câtul 2 și restul 108. Și aici restul? 108. În paranteză, restul egal cu 108. Tu ești maestre. Te rog. Eu?
Facem cu segmente? Dar de ce să nu facem teorema împărțirii cu rest? Hai să vedem, A plus B plus C, hai să scriem, să transcriem. Și merg și pe ideea ta după aceea, dar să ne așezăm într-o formă care se placă mai mult ochiului. Deci A plus B plus C, cât face Davide? Face 1988, da? Și asta cum o scriem aici? Dacă B împărțim la A, ne dă cât tu 3? B egal la... Da? B egal cu A ori 3 plus câtul 0. Nu mai spun, nu? Restul 0. Da. Și cealaltă, Davide, Daria, cealaltă, cum o traduc? A treia relație. C este egal cu B ori 2 plus 108. B ori 2 plus 108. Davide, tu mi-ai propus să încerc toată discuția prin segmente, da? Merg în mâna ta, pentru că ideea ta, eu o respect. Gata. Da, ai un segment, da? Bun. B-ul... E 3 segmente. B-ul e de 3 ori, da? Da. Foarte bine. 1, 2, 3. Deci ăsta este A-ul. Ăsta este B-ul, da? C-ul e 6. C-ul este în 6 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și puncte, puncte, 108. Asta e C-ul, da? Asta era ușor, făceai, facem 1988 minus 108. Și mai trebuia să spui așa, David, în total, uite așa trebuia să faci, că tot ești pe tot la figurativă, toate adunate, A, B și C, A, B și C. Și inclusiv 108. Că am adunat pe A, da, pe B și pe C, da? Și facem în total 1988. Deci așa trebuie să continuăm dacă tot e despre metoda figurativă. Și acum te rog să continui. Sincer, să fie metoda figurativă e cea mai ușoară. Sigur că da. Și acum ce facem? Păi scriem 1000. Surplusul 108. Da. Deci și de aceea. 1988. Deci 1900. Dar trebuia să spunem, scădem surplusul. Deci scădem surplusul ca să se înțeleagă ce înseamnă chestia asta. 1988 minus surplusul 108. 108. Este egal ca rezultat. Cât este? Dădea 1880. 1880, da. 1880. Împărțit la 10 și la 10. 1880 împărțit la 10 egal cu? 188. Și care la 100 trebuie facem? Dar ce e 188? A. Deci trebuie să scriem. Rezultă A egal cu 188. Dar vreau să spun un lucru. Redactarea așa este săracă. Pentru că eu, care corectez, nu știu ce înseamnă, ai scăzut 108, dar de ce? N-ai motivat. Păi scriu acolo, scot surplusul. Bun. Nu par la cele 10 segmente egale. Asta e, de ce par la 10? Că 10 segmente egale. Sigur că da. Deci împărțim la 10 pentru că după scăderea surplusului au rămas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 segmente. Scriu asta. Că dacă spun și simplu împărțim la 10, nu-mi place. 188 e un segment? Sigur că da. Doar profesor m-a smul lipsit și acum până și la teste. Știți cât de mult am scris acolo? Am scris poporii din treci. Nu puteam să mă opresc. Deci 188 este un singur segment. Da? Un singur segment. Și acum, B-ul care este egal cu cine? De 3 ori. Nu, egal cu de 3 ori A. 3 ori A. Da, da, bine. Înțelegi-mă? Că așa trebuie să scrii. B egal cu 3 ori A și egal cu 3 ori... Dacă spui 3 ori 188, tot n-am înțeles bine. Zici 3 ori A. Atenție, scrii 3 ori A. Și egal cu 3 ori 188. Că eu sunt așa capricios, nu înțeleg. Până când nu văd așa scris pe acolo. Nu știu de ce e mulții cu 3 ori 188. Tu spui acum că zici 3 ori A, că este B 3 ori A. Și face, în sfârșit, rezultatul cât 3 ori 24. Cât dă copii? 3 ori 24.
564. Și de desubt. Ce egal cu B ori așa, B ori 2 plus 108. 2 ori B sau B ori 2. Da, cum același lucru. 2 plus 108. Și atunci, da, ce este egal așa, cu 564? 2 ori 564 plus 108. Așa redactă. Dacă mi-a scris ce e egal cu 2 ori 564 plus 108, iar nu-mi place. Nu-mi place. Că nu văd de unde, ce și cum. Nu mă trebuie să mă străduiesc să înțeleg. Tu îmi faci dovada că ai înțeles. Atenție, că ăsta e mesajul. Eu nu trebuie să mă străduiesc să văd ce ai înțeles tu, ci tu mă convingi pe mine că ai înțeles. Și eu atunci constat și doar sunt de acord cu tine. Și cât a dat celul copii? Mi-a dat 1236. Și mie? 1236. Și dacă vrei să mai faci proba ca să te convingi că ai făcut o treabă bună, aduni pe A, B și C și da, trebuie să-ți dea exact valoarea asta. Următoarea fac eu și ultima face Davide? Da. Nu, profesor, asta chiar a scris. Am scăzut surplusul. Acum îl împărțim de 1000 că vezi la... De aceea! De aceea trebuie făcut așa! Dar așa trebuie redactat, că eu nu pricep. Numai simpla socoteală acolo scăzut nu știu cine, n-am priceput. Place ochiul, place celui care corectează, clar, varianta de redactare. Acum, cum aș fi făcut-o eu? Deci, eu aș fi avut, Davide, și varianta asta. Pe B înlocuiam sus, pe C înlocuiam sus, vedeam ce se întâmplă după chestia asta. Iată cum. Deci, Davide, să vezi ideea. Deci, nu prin metoda segmentelor, deși metoda segmentelor a fost cea mai ușoară, deșteaptă la îndemână, dar și calculul algebric. Chiar că adică, profesor. Adică, ce fac eu acum? Pe B-ul știu de aici, îl pun jos. Și rezultă că C e egal cu... Uitați-vă! A, este egal cu A, o, A ori 3 ori 2. A ori 3 ori 2. Deci egal cu... Practic, A ori 3 ori 2, exact. Profesor. A ori 3 ori 2. Toată lumea lucrează. A ori 3 ori 2. Da, toată lumea lucrează. Plus 100... Plus 100... Stai, stop. Plus 100... Oh, da, stop. Și atunci puteam să înlocuiesc sus, domnul. O secundă. A ori 3 ori 2, facem calcul, știi că 3 ori 2 fac și 6, da? Adică A ori... Ce este egal cu A ori 6? 108. 6A plus 108. Da. Și puteam să înlocuiesc sus. Păi ia uitați-vă. A plus A ori 3. Excelent. Plus 6A plus 108. Deci apare. A-ul, în loc de A, îl lăsăm pe A. 2, A plus 5. B-ul. 3A. Deci în loc de B, pun 3A. Da. Și plus 3A plus 6A plus 108. Plus C-ul, care da, este 6A. Da, o să-mi dea 1988. 108 egal cu 1988. 10, și o să-mi zi, da, 10A plus 108. 10A. Este 10, egal cu 1988. Plus 100. Și 10A este egal cu... este egal cu 1888. Da, 1880. Și atunci A este egal cu 1888. Domn profesor, așa nu mai trebuia să scrii, că se vedea. Sigur că da! Deci nu mai spui cuvintele acelea și consum de timp, când să surplusul scade. Domn profesor, nu ne-a poate dar mai copii, dar trebuie să scrii. Da, mai copii, dar eu n-am spus că a fost varianta aparentă. E greșită. Dar dintre toate variantele, a zis cea mai rapidă. Domn profesor, eu am început să fac așa picior, așa plan. Sigur că și da. M-am dus pe segmente, domn profesor, că am vrut să fac mai repede, că nu prea mai aveam eu timp acolo. Da, deci vă dați seama cât de simplu a fost redactarea asta, în care nu mai trebuia să scrii cuvinte completat de cele am. Au apărut cele 10 segmente. Ai scăzut surplusul. Surplusul a scăzut că am făcut din asta 6. Domn profesor, știți cât am scris la ultima problemă? Da. Da, copii. Vreți să vă dictez penultima problemă, de fapt, care o fac eu și apoi ultima face la mine. Da, te rog. Așa. Deci. S-a avut timpul că am uitat, ne-am luat cu povestea. Exercițiul 7. 49, acum schimbăm.